O lume dezorientată, fără certitudini, cu prea puțină lumină în priviri. Asta trăim dacă ne lăsăm duși de val. Există însă oameni care știu și pot să se împotrivească valului, să rupă ritmul, să ne trezească, molipsindu-ne cu ideile lor proaspete, îndrăznețe, uneori obraznice. Oameni care schimbă totul. Pentru ei, nu există, nu se poate. Să-i aflăm, să învățăm împreună să trăim frumos și cu sens. Când depinde de noi, eu știu. Nu există, nu se poate. Bun găsit, oameni dragi! Încep cu o întrebare, la care tare îmi doresc să vă răspundeți vouă înșivă cinstit. Ce speranțe clădește un om la peste 60 de ani de viață în România de azi? Nu vorbim de problemele țării, de politică sau de alte năzdrăvânii. Vorbim pur și simplu de vârstă, de ceea ce vine la pachet cu ea. La 60 plus, mai e românul capabil să întoarcă din nou clepsidra vieții, cum spune invitata mea de azi? Să se reinventeze? Să creadă în dorințe nou-nouțe? Să își propună să le împlinească? Să deschidă brațele către lumea largă și să-și dorească, fără bani mulți în buzunar, neapărat să găsească totuși calea să o cunoască, să o îmbrățișeze? Câți dintre vârstnicii noștri mai călătoresc? Cât se mai gândesc și la propria viață, nu doar să o ducă în monotonia călduță a obișnuinței mai departe, dar să simtă că o trăiesc cu adevărat. Nu cumva, dincolo de 60 de ani de viață, românul mai degrabă așteaptă cu minte, adesea blazat, să treacă timpul și tot ce face e să dăruiască bruma de bani, de energie și tot ce mai depinde de el celor tineri, în care își pun toate visele și speranțele. Antoaneta are 62 de ani și e pasărea Phoenix, cum spune chiar ea. După ce a fost cei drept la margine de prăpastie cu viața sa, a schimbat totul, pentru că a ales să fie așa. A ales să trăiască a doua viață, darul, provocarea, să simtă că gustă tinerețea fără bătrânețe și totul ține de imaginația sa. Continuă să învețe și da, sunt vie, conchide ea. Îmi plac oamenii, vreau să țin pasul cu timpurile în care trăiesc. O fi ceva de învățat din povestea ei pentru fiecare dintre noi, chiar și pentru cei tineri și neliniștiți? Să o cunoaștem mai bine și vom vedea! Sunt Antoaneta Istrate, sunt un om normal, am 62 de ani și multe, multe experiențe acumulate care ar putea cu siguranță să facă parte dintr-un roman. M-am născut în Piatra Neamț, am trăit în orașul acesta, din Ținutul Moldovean, al lui Creangă, încă am mamă, are 99 de ani, mama îmi poartă de grijă și acum. Am ce să învăț de la ea și mă bucur că sunt fiica ei. Mama mea este veteran de război, este căutată pentru interviuri, pentru că este o istorie vie a ultimului secol. Lumea își dorește să afle de la sursă ce a fost, ce s-a întâmplat, cum a fost. Sunt mândră de mama mea. Ți-a fost vreodată greu? Mie e greu? Da, să zici că nu mai pot. Nu mi-a fost. Nici în război? Nu, mi-a fost greu, dar am putut, am răzbit. Ar trebui să poți, nu? Trebuia, dar nu există, nu se poate. Nu există. Nu, cât am putut, am făcut. Dumnezeu nu dă mai mult decât poate duce om.
Am înțeles. Și... A fost greu, dar eram tânără și le-am dus pe toate. Și trebuia să poți, nu? Da, le luam toate ca pe o glumă, nu le luam chiar în serios. Așa era. Era ziua veteranului de război și atunci mi-a dat o diplomă de cunoștință, mi-a dat un tort, un buchet de flori și 3 milioane, 300 de lei. Da, super bine. Și te-ai întâlnit și cu primarul sau cum? Poftim? Te-ai întâlnit și cu primarul? Da, și-a fost primarul și-a desfăcut o sticlă de șampanie și a ciocnit cu mine. Eram singura veterană de femei. Eram singura femeie veterană. De război. Ce faceați acolo? Uite, îți fac poza. Uite, îți place? Da. Stă în picioare. Cine o fi doamna aia? E mama Toni. Viața m-a adus în București, unde am făcut facultate, am terminat chimie. Astfel încât la Revoluție, eu inginer chimist, soțul meu inginer metalurgist, am devenit brusc doi șomeri și a trebuit să o luăm de la capăt. Pe principiu, trebuie să faci ceva, indiferent ce, și să te adaptezi. Dacă nu te adaptezi, mori. Și am început să facem ceea ce știam. Am făcut de toate, am vândut felicitări, am vândut mărțișoare, am lucrat în Horeca, dar acum fac lucru care îmi place cel mai mult și anume ajut oamenii. Ajut oamenii să-și găsească o bonă, ajut oamenii să-și găsească o menajeră, fac parte din familia lor, sunt lucruri intime, oamenii au încredere în mine, oamenii mă caută. Întotdeauna am fost pe principiul win-win, n-am înșelat pe nimeni și am respectat omul din fața mea. Dar marea cumpăna vieții mele a schimbat tot. A fost momentul de resetare. Înainte, cu mult timp, mi-am dorit foarte mult un copil. Am încercat să fac tratamente. Mulți ani. Am apelat la medici. Mulți ani. Am apelat la preoți. Am încercat orice soluție. Dar copilul a apărut sub o altă formă. Copilul a intrat în viața noastră când avea 9 ani. Și este o fetiță de suflet, nu de burtică. Nu este copil născut de mine. A fost cea mai mare fericire când mi s-a spus mamă. Timp de 10 ani am fost împreună, mamă, fică, tată, familie. Atunci când am plinit 19 ani și a dorit să-și cunoască familia, mi-a spus, când eram mică, ați ales voi, acum vreau să aleg eu. Și s-a întors la familie, unde a și rămas. Acest lucru a fost o mare problemă pentru mine, pentru că a fost o mare supărare care n-a adus nimic bun în viața mea. Așa am crezut la momentul acela. M-am îmbolnăvit, am făcut un cancer de sân. Un cancer de sân destul de grav, într-un stadiu avansat, pe care a trebuit să-l rezolv. Aceasta a fost provocarea. După ce am început toate tratamentele, care nu au fost ușoare, după ce am primit o nouă șansă la viață, fiica mea s-a întors la mine și mi-a adus în dar un copil, băiatul ei, care a devenit băiatul meu, Alexandru. Alexandru este darul vieții. Este tinerețe fără bătrânețe. Ultimii 10 ani din viața mea au fost cei mai buni și cei mai frumoși ani. Am descoperit lumea, am schimbat prioritățile, m-am resetat cu totul, am dat la o parte tot ce nu este important, am învățat să trăiesc în ziua de azi. Dureros în perioada tratamentului a fost că nu aveam viitor. Aveam doar viitorul apropiat, de azi pe azi. A doua zi nu știam ce se întâmplă. După un an, doi, am început să-mi fac planuri de vacanță, planuri de viitor. Îmi place să am legătură cu oamenii. Îmi trag energia de la oameni. Aș putea să spun că primul lucru pe care l-am făcut în momentul în care am ieșit din operație pentru a mă conecta cu oamenii a fost o cafea.
cafeaua care făcea legătura cu normalitatea, cu lumea de afară. Am nevoie de oameni, am nevoie de energia lor pozitivă. Șansa pe care am primit-o, am primit-o pentru a face ceva. Acel ceva este să ajut oamenii. Acel ceva este să le dau speranță oamenilor. Acel ceva pe care pot să-l fac, vreau să-l fac și chiar îl fac, este în a sta de vorbă cu oamenii și a le spune că se poate. Pentru că a fi bolnav de cancer nu înseamnă că trebuie să mori. Există speranță, există doctori, există medicamente, există tratamente. Aveți încredere în medici, aveți încredere în dumneavoastră, aveți încredere în Dumnezeu, pentru că toate împletite duc la succes. Eu sunt aici în fața dumneavoastră după 12 ani pentru că se poate. Am trăit momentul în care medicii mi-au zis: nu mai avem ce să facem, nu mai avem soluții. Asta a fost tot. Dar acum sunt în fața dumneavoastră, sunt mai vie decât oricând, îmi place viața, există speranță și nu există nu se poate. Bun venit, pasărea Phoenix. Bună seara. Bună seara. Și mă bucur tare mult să stăm față în față, pentru că, așa cum spuneați, simțiți că datoria dumneavoastră, cumva, de suflet, este să vorbiți cu oamenii și să le arătați că nu există, nu se poate. Asta înainte ca noi, ca emisiune, să existăm. Vorbele astea sunt parte din parcursul dumneavoastră. Și ați hotărât ca după această experiență grea a cancerului, în care ați cunoscut poate și treapta cea mai de jos, atunci când vi s-a spus că nu mai există, de fapt, șansă, să mergeți acasă și să petreceți ultimele zile cu familia. Totuși, ceva s-a întâmplat, o minune, să-i spunem așa, uneori oamenii fac minunile aici pe pământ și știți deja că puteți da mai departe această poveste celor care trec acum, la timpul prezent, poate printr-o istorie similară cu a dumneavoastră. Cum ați făcut lucrurile? Cum ați vorbit cu femeile ce, după dumneavoastră, au trecut prin cancer la sân și au avut nevoie de un sfat? Asta în condițiile în care, în ziua de astăzi, o femeie care trece printr-o experiență ca aceasta nu are, din păcate, decât a rare ori parte în spital de un psiholog, de un om priceput, cald, care să-i vorbească pe limba de care are ea nevoie atunci. La început, intuitiv, am simțit că nu trebuie să mă ascund, că nu este o rușine să fii bolnav. Am simțit că trebuie să arăt oamenilor că valoarea unei femei nu stă în aspectul fizic. Nu am folosit perucă. Am mers la piață, la cumpărături, așa cum eram, cheală. Am participat la evenimente, cheală. Am încercat să arăt oamenilor că este bine și este frumos să ții la tine, să arăți bine. Dar dacă e de ales între a avea păr și a avea zile, atunci alegem a avea zile. Pentru că părul crește și chiar dacă nu crește, nu e o problemă. Valoarea ta constă în cu totul altceva. Poți să fii o bună mamă, poți să fii o bună soție, poți să fii un om extraordinar. Nu trebuie neapărat să ai păr. Valoarea este în altă parte. În tine, în interiorul tău, în mintea ta. Deci sistemul de valori este altul. Iar cea mai mare bucurie pe care am avut-o la ceva vreme a fost când m-am dus într-un magazin unde era o doamnă de la care făceam cumpărături în mod uzual și mi-a zis: doamnă, știți ceva? Eu mâine mă duc să mă operez, dar să știți că mie nu mi-este frică, pentru că eu v-am văzut pe dumneavoastră și mie nu mi-e frică. Și atunci am zis: bun, înseamnă că am făcut și eu ceva bun pe pământul ăsta, dacă măcar pentru o persoană. Poate ori mai fi fost și altele. Ați fost inspirație. Am fost inspirație. Și am dat curaj și putere. Atunci am făcut ceva.
Mi se pare însă într-adevăr un roman, așa cum spuneați mai devreme, în film, acest parcurs al dumneavoastră. Și de fapt ați ajuns să vă îmbolnăviți, cum spuneați, cumva de inimă rea. Ați avut un moment greu, acela în care, după ani de zile în care v-ați dorit un copil, ați făcut multe tratamente, nu s-a întâmplat să fie un copil de burtică, așa cum frumos spuneați, ci un copil înfiat, această fată pe care ați crescut-o până la maturitate, da? Ea și-a dorit să-și cunoască părinții. Până la urmă, acum, după ani, realizați că era totuși normalitatea ei să-și dorească să-și cunoască și rădăcinile, chiar dacă vă iubea ca mamă ce a crescut-o, 10 ani? Este absolut normal și firesc să-ți cunoști rădăcinile. Pentru că de acolo îți tragi seva. Acolo e originea ta. Am suferit pentru că am avut prea multă încredere în mine, pentru că am încercat să controlez și să vreau binele meu, din punctul meu de vedere, dar am învățat că nu întotdeauna binele meu este egal cu binele tău. Fiecare își are măsura binelui personal, propriu. Și că, de fapt, retragerea ei în mediul din care a venit, în viață simplă, prin comparație, era, de fapt, binele ei. Ea își dorea să aibă pace, liniște, să nu fie supusă stresului și timpului și presiunii timpului. Asta înseamnă Bucureștiul, de fapt. Asta înseamnă Bucureștiul. Acest stres. Atunci, da, și ea nu făcea față. Nu făcea față. Și atunci m-am întrebat, oare nu am greșit eu, dezrădăcinând? Ba, cred că am greșit, dar... N-aveați cum să realizați la vremea aceea. Nu aveam cum să știu, i s-a oferit o șansă. Ea a acumulat toate aceste informații. Fac parte din viața ei. Fac parte din felul ei de a fi și o conduc pe drumul vieții. Noi am păstrat o relație în continuare. Ea știe că oricând ar fi, poate să apeleze la noi, ca familie. Evident, în situații critice, noi suntem acolo. Și ce dovadă mai bună de dragoste, până la urmă, decât faptul că, într-o bună zi, a venit și v-a dăruit propriul ei fiu. Cum vă explicați însă că există femei care își doresc atât de mult un copil și ar face orice să îl aibă? E și cazul dumneavoastră. Și nu s-a întâmplat să aveți un copil născut de dumneavoastră. Și sunt mame care însă, într-o bună zi, aduc un copil pe pământ și nu se pot îngriji de el. Nu se simt în stare, poate în acel context, la acea vârstă, să aibă grija unui copil, deși crescut, probabil, născut, probabil, din dragoste. Pentru că a avut o relație tânără, da? Relația nu a rezistat, însă copilul a ajuns în grija dumneavoastră. O binecuvântare pentru dumneavoastră, de altfel. Neașteptată, nu? Neașteptată. Atunci când am discutat, mi-a zis așa, mami, mie mi-a fost bine cu voi și îmi doresc să-i fie bine și lui Alex. Și eu cred că cel mai bine i-ar fi lui lângă tine, nu lângă mine. Un compliment, de altfel, nu? Da. Pentru că noi întotdeauna, când că ea era mare, când a ajuns la noi, ne întreba de ce s-a întâmplat așa ceva și noi am spus, uite, mama ta naturală ți-a vrut binele, a vrut să ai parte de o viață mai bună, mai frumoasă și a mers pe ideea că nu ți-a făcut un rău abandonând, dar în paralel îi arătam cum pisicuțele au grijă de puii lor, găina de puișori. Deci tot am încercat să... Să-i arătați normalitatea. Să-i arăt normalitatea și faptul că, indiferent ce se întâmplă, un părinte trebuie să aibă grijă de copilul lui, pentru că cea mai puternică relație este cea dintre părinte și copil, dintre mamă și copil, indiferent că e de burtică sau nu.
necunoscute sunt căile Domnului și, într-adevăr, poate astăzi percepi un lucru ca fiind foarte rău, ca o mare suferință, dar poate că acea mare suferință te împinge în față și ți se întâmplă ceva care mai îți deschide, bun. Da, mai bun, îți deschide o ușă. Dumnezeu închide o ușă, deschide o fereastră, sau cum e vorba. E... Așa s-a întâmplat chiar în cazul dumneavoastră. Așa s-a întâmplat în cazul nostru. Acum Alex e copilul dumneavoastră. Acum practic. Alex este al nostru și noi aveam o vorbă când era el mic. Tony, nu e așa că nu-mi dai drumul niciodată. Asta spunea el, da. Pitic fiind. Pitic fiind. Și acum, eu zic, care e vorba noastră? Nu-mi dai drumul niciodată. Îi zic, ba, o să-ți dau drumul când o să-ți faci viața ta și o să... Dar să știi că eu exist. Sper să exist. Încă. Vedem. Mi se pare foarte interesantă această poveste. La vremea aceea v-ați îmbolnăvit de durerea pierderii acestei fete, deși ea era deja matură, da? Trecuse de 18 ani. Oricum ar fi plecat, ar fi zburat în lumea cea largă. V-aș întreba... Căci nu știu acest amănunt de culise, dacă s-a înțeles cu familia ei naturală, dacă a rămas la ei multă vreme, sau dacă a fost pur și simplu dorința de a-și cunoaște rădăcinile, dar nedusă multă vreme mai departe. A rămas acolo cam 3 luni, 4 luni în sânul familiei. Ei au primit-o? Au primit-o cu mare drag, au primit-o cu curiozitate, dar au constatat că nu făcea parte din mediul lor, că nu făcea parte din felul de a fi. Din educația lor. Ea era o domnișoară de București, indiferent ce vrei să spui. Ea era educată, ea, noi îi spuneam așa, dacă știi calculator, engleză și poți să ai o... permis, atunci poți te să faci orice. În viață, nu? Exact. Da. Iar pasul următor, după ce s-a lămurit, a fost și-a găsit un prieten acolo, care a devenit tatălui Alex și așa a fost să fie. Apoi a plecat spre lumea largă. Înțeleg că acum ea nu mai locuiește în România. Alex este înfiat cu acte în regulă de dumneavoastră, nu? Alex nu a putut fi înfiat cu acte în regulă. Există o exercitare a autorității părintești exclusive. Așa. Din cauza faptului că s-ar fi schimbat filiația. Adică copilul ar fi devenit frate cu mama. Și nu se putea să fie o relație de frați, de... pentru că ei erau mamă și fiică. Dar el este la noi, încredințat oficial, legal, noi răspundem pentru el și noi gestionăm tot ceea ce presupune autoritate părintească. Aveți 10 ani împreună, deja? Avem. Mulți înainte. Mulțumim. Mărturisesc că e un copil care te cucerește de la prima vedere, cu o energie extraordinară, cu un zâmbet fermecător. Un copil foarte isteț, foarte plin de viață și înțeleg că ați decis în momentul în care ați învins în lupta aceasta cu cancerul, ați decis să vă luați viața în mâini într-un alt mod decât ați făcut-o până atunci. Cum s-a schimbat însă viața dumneavoastră după această schimbare de macaz extraordinară? De la frica de moarte la viața trăită plenar. Este un paradox, să zic așa. Am la vârsta mea, de vârstă de pensionar, am ocupații de părinte tânăr. E o provocare. Alexandru e o provocare. Viața e o provocare. Nu pot să spun că în general, dar oamenii după o anumită vârstă sunt obosiți de viață. Au obosit să se lupte, au obosit să trăiască, au obosit, vor, așa e o vorbă, o să ajung la bătrâneți, la pensie și o să stau și eu acasă. Când ajung la pensie, poate voi călători. Când o să fiu la pensie, poate o să am liniște. Și eu ce se întâmplă în realitate, de fapt? Eu personal n-am căutat această liniște și
prin câte locuri am umblat, am văzut foarte multe persoane de peste 60 de ani care călătoresc, se bucură de viață, descoperă lumea, lucruri pe care poate n-au avut timp să le facă, fiind ocupați cu jobul, cu familia, cu ratele, cu creditele, cu eu știu ce... Alte priorități. Alte priorități. Da, dar dumneavoastră ați luat această hotărâre în urma unei cumpene din viața dumneavoastră. Poate că n-ați fi reacționat la fel. Poate că ați fi fost unul dintre oamenii 60 plus care și-ar fi dorit același lucru. Să se liniștească, să fie acasă, să facă planuri doar pentru cel tânăr din familie și nu și pentru sine. Nu știți cum ar fi fost viața dacă n-ați fi fost la hotarul dintre viață și moarte, de fapt. Știți ce înseamnă urarea la mulți ani? Ce se zice? De revelion, la mulți ani, de ziua ta, la mulți ani. E o formulă, o urare. Știți când începi să o prețuiești? Când constați că poate nu mai ai atât de mulți ani. Când ai ziua de azi, când te bucuri de soare, când descoperi că au înflorit pomii. Ah, am apucat să văd și primăvara asta. Deci atunci prețuiești timpul. Timpul e cel mai important lucru în viața unui om, pentru că se scurge printre degete. Și nu trebuie să-l risipim. Trebuie să ne stabilim niște priorități, să facem în așa fel încât să nu fim cârcotași, reclamagii, invidioși, să nu ne plictisim, să nu ne ducem toată ziua la magazin sau la doctor. Haideți să ne găsim o preocupare frumoasă. Am o prietenă de vârsta mea care anul ăsta va fi absolventă de facultate la Iași de pictură. Oh, incredibil, eu, la 60 și de ani? La 60. Și o întreabă la zi, cursuri la zi, neplătite, intră și o întreabă colegii, păi de ce o mai faci? Păi ce vrei să faci? Să stau acasă, să tricotez? Nu, poate stau și acasă să tricotez, dar... Și a îmbrățișat pasiunea și nu contează vârsta pentru nu asta. Contează vârsta. Eu am făcut niște cursuri anul trecut și Alexandru mă tot întreba, zice... Tu, Toni, dar tu și bătrână înveți. Zic, dar care-i problema? Toată viața tot înveți, indiferent ce. Mama, la 99, are telefon, mă întreabă, dar nu pui și mie internet pe telefon? Îi zic, dar la ce-ți trebuie? Păi mai văd și eu câte o rețetă ceva. Îi zic, mamă, dar vine lumea să te întrebe, să-ți ceară un sfat despre rețete și aia și vrei să te uiți? Păi întotdeauna mi-a plăcut să învăț de la alții. Iată, asta e o lecție de viață. Aveți o mamă extraordinară, apropo. Mulțumesc. Și un om frumos. Vezi, vârsta înaintată nu înseamnă neapărat că nu mai rămâi un om frumos. Rămâi frumos, în primul rând, prin ceea ce iese din interiorul tău spre în afară. Mama mea n-a fost niciodată depresivă. N-a fost niciodată negativistă. Nu s-a jelit și nu s-a plâns niciodată. Și să știți, probabil am moștenit și eu lucrul acesta de la ea. Adică să vezi lucruri întotdeauna azi poate e mai bine decât mâine. N-ai de unde să știi. Bucură-te de ce ai. Nu tânji după ce nu ai. Evident că îți faci speranțe, îți faci proiecte, îți faci planuri, îți dorești, face parte din progres. Dar nu te mai plânge atâta. Nu te mai plânge. Ești bolnav, nu-i nimic. Azi ai o boală, mâine poți să ai trei. Și vorba ei, a trecut prin război. Exact. Ce poate fi mai rău decât a atât? Refugiu. Nici măcar pandemia nu e mai rea decât războiul. Nu e așa? Asta e războiul vostru. Fiecare generație are câte un război. Eu l-am dus pe al meu, voi duceți-l pe al vostru, dar o să scăpați. Iată, iată. Da. Așadar, în orice fel de vreme, că e soare sau că e nor, trebuie să găsești în tine forța aceea de a merge înainte. De fapt, care e opțiunea? Să stai pe loc sau să privești înapoi? Nu. Opțiunea trebuie să fie una singură. Aceea de a face tot ce-ți stă ție în putere ca să mergi înainte. Știți care e cel mai bun lucru când ajungi la fundul prăpăstii? Că nu mai ai unde să cazi și începi să urci. Începi să urci, că nu mai ai unde. Mai mult de atât nu să... Ce poți să faci? Urci! Practic asta vi s-a întâmplat. Exact. În momentul în care vi s-a spus ne pare rău,
nu mai avem nicio soluție medicală pentru dumneavoastră. Cum v-au spus exact? Mi-au zis, ne pare rău, doamna Istrate, dar să știți că organismul dumneavoastră nu reacționează la tratament. Nu avem ce să facem, decât Dumnezeu. Am pus mâna pe telefon, am vorbit cu toată lumea, mi-am luat la revedere, nu mi-a luat la revedere, nu le-am spus ce mi se întâmplă. Mi-am luat eu personal la revedere. Fără ca ei să înțeleagă. Fără ca ei să știe despre ce e vorba și minunea s-a întâmplat. Ea este Bubu. Aici erați în perioada aceea. Când de tratament. Spuneați că nu aveați păr și că purtați cu mândrie. Da. Eu vă văd zâmbind chiar și atunci. E clar că optimismul face parte din dumneavoastră. Nu se poate altfel. Nu se poate. Iar Bubu este un cățel pe care l-am primit de la un prieten în acea perioadă și am întrebat medicul, de fapt am întrebat-o pe doamna Sanache, cea care se ocupa de noi, îi zic, crezi că am zile să cresc un câine? Pot să-mi permit să iau un câine, să nu-mi bat joc de viața lui? Și a zis, ia-ți strate câine, că ai zile, ce Dumnezeu, acum, ia-ți câine. Și mi-au luat câine. A venit ea și o cheamă Bubu de la Bubă. Știți, în Moldova se zice, ai făcut Buba. Știu, știu. De acolo ea sunt. E Buba. Bubu este și acum cu noi, iar atunci când a apărut Alex în viața noastră, am sunat-o și am zis, mai ții minte când te-am întrebat dacă să-mi iau câine? Acum nu te mai întreb, doar te anunț. Mi-am luat copil. Deci aveam putere, aveam curaj, aveam îndrăsneală și m-am gândit că trebuie să pot. Și ați început o nouă viață. Da. Atât de incredibil cât pare, ați început o nouă viață în mod real. Mai mult decât atât, v-ați hotărât să călătoriți și unele dintre călătoriile pe care le-ați făcut în jurul lumii, unele împreună cu Alex, altele de una singură, au fost inițiatice. Povestiți-mi despre ele. Auzisem despre Lourdes. Lourdes este o localitate în Franța unde se întâmplă minuni în viața bolnavilor și unde se spune că Fecioara Maria te ajută. Și mi-am propus să mă duc la Lourdes ca să o înving, să mă ajute Dumnezeu. Că așa, în ecuație sunt trei. Tu, Dumnezeu și doctorul. Eu mi-am făcut treaba, doctorul și-a făcut-o, mai trebuia și Dumnezeu și trebuia să mă pun bine și cu Dumnezeu. Și m-am dus la Lourdes. Și eram cu o doamnă, am făcut baie în izvorul miraculos și vine și îmi zice, ești bine? Mă atingea, hai să văd, ești bine, ești sănătoasă? Îi zic, dar ce crezi că e așa? Acela a fost primul pelerinaj marian, așa se numesc, sunt pelerinaje catolice în onoarea și cinstea Fecioarei Maria, care este intermediarul dintre tine și Dumnezeu, pentru că, spunea padre, întotdeauna apelăm la mamă când vrem să ne împlinească ceva. Și copiii, mami, vorbești tu cu tati? Exact așa am făcut și eu. Și atunci s-a deschis ușa pelerinajelor mariane. Eu îi spun marianoterapie, pentru că mă încarc energetic, mă simt bine și în disperarea mea, ce mă fac eu, un preot mi-a zis, dar nu ești singură pe lume. Deci, e mama mamelor. O am o mamă care mă iubește, nu neapărat mama de pe pământ. Întotdeauna nu rămâi singur. Mai ai pe cineva. Nu dispera. Și așa este. Mai ai pe cineva. Am fost în Mexic, la Fecioara de Guadalupe, exact în perioada în care se hotăra dacă Alexandru va rămâne sau nu va rămâne cu noi. Și Fecioara de Guadalupe din Mexic este protectoarea copiilor. Cine își dorește un copil, Fecioara de Guadalupe face minune aici. Suntem în Greenwich, la Meridian, cu un picior în est și cu unul în vest. Și după aceea i-am explicat lui Alexandru, îi zic, tu în vest și eu rămân în est. E bine așa?
nu prea înțelegea el multe la vremea aia. Era da? Prea pitic la era vremea prea aceea. Mic. Da. Dar aș vrea să vă întreb, cum trece un bărbat printr-o astfel de experiență grea, alături de femeia sa? Ați trecut prin acest cancer, da? Și nu erați singură. Cum reușește să facă față, generic vorbind, un bărbat unei astfel de experiențe dureroase și pline de incertitudini? Nu e simplu. Nu e simplu, pentru că într-o familie ești ca într-o echipă. Și nu ca, formezi o echipă. Și în momentul în care vezi că îți dispare mâna dreaptă sau mâna stângă și că se poate întâmpla ceva rău, la care mai ales nu te aștepți, atunci reacția este copleșitoare. Soțul meu e născut de Sfântul Nicolae, îl cheamă Nicolae, suntem căsătoriți de Sfântul Nicolae, i-am zis eu atunci, ca să nu uiți ziua căsătoriei. Și ne pregăteam de petrecere. A venit la noi, a venit la birou să mă întrebe lista ce cumpărături era planificat, organizat tot. Am făcut lista la prânz și am zis, ia să mă duc eu să-mi fac o mamografie, că mă plictiseam. Deci ați făcut mamografia fără să aveți niciun semn, fără absolut să aveți nimic. Nici o problemă de sănătate, nici cea mai mică durere? Absolut nimic. M-am dus să-mi fac o mamografie, că probabil așa a venit îngerașul să-mi zică, ia du-te și fă-ți tu o mamografie. La momentul sunteți ăla. Genul de om, erați înainte de această experiență, genul de om care se îngrijea de sănătatea sa, care făcea, nu știu, dacă doctorul îți spune fă mamografie după 40 de ani, odată la 2 ani, dumneavoastră aveați grijă de lucrurile astea? Sau credeți că, nu știu, o voce neștiută de undeva v-a spus e momentul să ai grijă de tine? Nu. Cum vedeți lucrurile? În perioada în care făceam tratamente pentru a avea copii, la un moment dat medicul mi-a zis, uitați, doamna Istrate, este bine să vă faceți anual mamografie. Deci aveați această indicație ca o precauție, ca o pentru precauție. Că exact. Aceste tratamente de fertilizare înseamnă a supune corpul unui, cum să zic, hormonilor, da? Și asta te poate pune în pericol totuși ca femeie. Hormonul bate neuronul, se zice, are o putere extraordinară. Și am mers în fiecare an, nu aveam o dată fixă. Mergeam anual să-mi fac acea mamografie și atunci i-a venit vremea, așa a fost să fie. M-am dus, mi-am făcut mamografie, aveam o prietenă care s-a ocupat de chestia asta și care în momentul în care mi-a zis, hai să mai repetăm, hai să mai faci o ecografie. Și când a venit și mi s-a adresat cu doamna Istrate, am știut clar că e... Ceva nu e în regulă. Da, deci nici măcar... Am știut clar că nu ceva, că eu sunt praf. Mi se adresez mie cu doamna Istrate, e clar că e o problemă. Zic că ok, am înghițit, m-am dus la mașină, am tras un bocet, mașina e prietena mea, biroul meu, se crede, mașina e totul, mă simt bine, am tras un bocet în fața spitalului. Dar ce vi s-a spus în acel moment? De fapt, care a fost verdictul? Mi-a spus că am ganglionii prinși, că e un cancer de, sunt de gradul 3 după părerea imagistică și că ar fi bine să mă duc cât de repede la doctor. Mi-am făcut deja traseu. Deci asta o lecție era... pe care o desprindem de aici este că e foarte important să te cauți, cum spune românul. Pentru că n-aveați nicio durere, n-aveați nimic, niciun semn obiectiv care să vă trimită la doctor, niciun semn că ceva ar putea fi în regulă, viața dumneavoastră continua în mod normal și dacă ați mai fi stat un timp, poate câteva nu luni mai și nu mai mult decât atât, astăzi nu mai erați. Clar. Am respectat indicația, eu mergeam anual, deci într-un an a explodat, ca să zic așa. Cu un an înainte n-ați avut nicio problemă? Absolut nimic. Era ziua de vineri, sâmbătă urma să fie petrecerea. Am zis, ok, bun.
Azi e vineri, până luni ce poate să se întâmple? N-am vrut să spun nimănui nimic. M-am întors la birou. M-au văzut fetele. Eram transfigurată, probabil. Eram șocată, în stare de șoc. Eu aveam o domnișoară și făcea: lăsați doamna Toni, lăsați doamna Toni, trece doamna Toni. Fără să știe despre ce e vorba, nu? La trece, aceea. Nu știa. Când mi-a spus, i-a zis, hai, a început să plâng. Lăsați doamna Toni, trece. N-am spus nimănui. Revenind la întrebare, prietena noastră medic l-a sunat pe soțul meu și i-a zis așa: zdranc, vezi că Toni are cancer, în stadiu avansat, te rog să ai grijă de ea. Săracul om. Săracul de el, el era la cumpărături, n-a mai știut, își punea pe bandă, își punea, era acasă, a întrebat ce s-a întâmplat ceva, zice, da, nevastă mea are cancer. A plecat, s-a urcat în mașină, n-a mai nimerit casa, s-a tot dus cu gândurile. După aceea ne-am revenit, m-a sunat, zice, tu ce faci? Bine. Zice, hai, las-o. Încercați să ascundeți sau să-l menajați. Am zis să-mi salvez ultima mea petrecere. Așa o vedeam, petrecerea de-a doua zi, eu o vedeam ca petrecere de adio, ultima petrecere. Și am vrut să-mi salvez petrecerea, să am o părere bună, un rămas bun frumos. De unde? Că, evident, toată lumea a știut. Unii au învățat, s-au dus la medic. Surpriza a fost că una dintre prietene chiar avea un puiuț de cancer, l-a luat din pripă. Deci, cred că din momentul ăla am început să... Să fiți un model, da, pentru alții, fără să vreți. Fără să vreau. Eu cred că la timpul prezent trebuie să ne uităm acum. Ce a fost, a fost. Aceste lecții de viață pe care le împărtășiți în continuare femeilor ce au nevoie de dumneavoastră sunt extrem de prețioase. Eu vreau să cred că și cei care ne urmăresc de acasă acum, fie că sunt femei ce trebuie să aibă un semnal de alarmă în privința grijei pe care trebuie să o aibă față de ele, fie că sunt bărbați care trebuie să știe la fel de bine că au un rol important în viața femeilor, din viața lor, da? Au avut ceva de înțeles din această poveste și vreau să privesc la finalul ei. Finalul ei îmi spune că totuși nu există, nu se poate. Că totuși ați învins, că sunteți aici după 12 ani, cum spuneați, mai vie decât oricând, militând pentru cauze bune, iată aici, renunță la fumat. Aș face o mică ieșire din povestea dumneavoastră, spunând că aleg ca în fiecare emisiune să punem sub lumina reflectoarelor o operă de artă semnată de un artist român, iar astăzi cred că lucrarea pe care o vedeți aici, lângă mine, Îndreptar pentru o lume intimă, a tânărului Andrei Eduard Simion, absolvent al Facultății de Arte Plastice, capătă o semnificație aparte în lumina poveștii dumneavoastră. Andrei a făcut din desen și pictură o prioritate încă din copilărie, reproducând naiv familia, evenimentele dragi, personajele din povești sau propriile jucării. Astfel și-a conturat o lume intimă exprimată pictural. Întrebările și căutările personale generează un univers intim pentru fiecare dintre noi. Pentru artist, propriile frământări au dus la nașterea unor imagini care servesc drept ameliorare pentru problemele, îndoielile și lacunele vieții. Mulțumesc festivalului Diploma, grație căruia avem astăzi aceste lucrări în studioul Nu Există, Nu Se Poate, în fiecare emisiune. Festivalul prezintă publicului larg noua generație de artiști, arhitecți și designeri, iar pe site-ul festivalului vă puteți bucura de mult mai multe lucrări. Mulțumesc și sponsorului nostru Disenio, care aduce frumosul în decorul nostru zi de zi, și precum v-am obișnuit, întrebarea de fidelitate din finalul emisiunii. Care e vârsta de azi a invitatei mele, despre care ea vorbește cu mândrie, pentru că
astăzi simte că trăiește cu adevărat. Întrebarea e simplă, vă testează doar atenția și fidelitatea. Vă așteptăm cu răspunsuri pe mail nuexistanusepoate@rondtvr.ro. Știți că avem un premiu pe săptămână pus deoparte pentru voi. Mulțumesc tare mult pentru optimism, mulțumesc tare mult pentru sfaturile utile și pentru această lecție de viață prețioasă. Să ne revedem cu sănătate, că iată, sănătatea în final e mai bună decât orice, cum spune vorba românului. Ceea ce vă doresc și vouă, dragii mei, sănătate, credință, bucurie de a trăi frumos și demn și încrederea că nu există, nu se poate. Pe curând! Mulțumesc! Thank you.